Салут, приятель! Михай Степанов, конвидео, информатив pentru cei care dormăg. Despre site-ul CoinsBit. Deci, de ce spun că dorm? Pentru că mulți din voi s-au înregistrat pe acest site, dar n-au trecut verificarea. În acest caz, ce se va întâmpla când se va deschide vânzările pe această bursă? Unde au mai rămas încă 10 zile? Deci toți vor începe să vândă care sunt verificați. Iar cei care nu sunt verificați se vor trezi și vor începe să facă verificarea. Dar în timpul acesta va fi aglomerație, va fi rânduri și așa mai departe. N-o să dovediți să le trimiteți mesaje, retrăiri și așa mai departe. În final poate să primească așa că cursul la monetă să fie foarte jos și deja să nu fie convenabil să vindeți. Deci față de cei cum vor vinde primii oameni care deja sunt verificați. Deci pentru aceasta și vă spun că aici trebuie să fie verification. În franceză spun verification. În final, deci ce trebuie de făcut? Deci, uitați, acolo la care nu-i verificat, aici sunt niște spații care trebuie îndepliniți. Inițial îndepliniți datele personale, trimiteți mai departe, citiți atent ce scrie acolo. Pe urmă adăugați documentele și așa mai departe. Undeva în 2-3 zile acum în medie se face verificarea. Pentru ce trebuie verificarea? Ca să puteți face vânzarea monetelor. Încă o dată aduc atenție. Pentru că mulți din voi s-au înregistrat, au văzut posibil că aici sunt monetele undeva și s-au oprit. Deci monetele, ele sunt, uitați-vă aici, la depozit. Numai la cei care au făcut verificarea. Doar ei vor putea aceste monete care sunt aici, ia, dar nu acele care sunt la referal. Cine are pe cineva invitat, deci nu vă ajută nimic dacă referalele nu sunt verificați. Deci cum eu văd, doar 3 oameni s-au verificat, majoritatea nu se gândesc sau nu știu. Deci dacă cineva s-a verificat, înseamnă că acest lucru e real. Doar că trebuie să faceți acest lucru dacă vreți, adică bani. Deci nimic gratis nu dă. Ei fac verificare pentru ca să nu fie conturi false. În primul rând, ca și la orice bancă unde vă apropiați, primiți careva bani, îi cer buletinul ca să vadă că sunteți persoana respectivă care numai ea poate ridica acești bani. Dacă cineva vă trimiți de pildă niște bani sau eu știu ce, aveți un cont deschis ca să nu vie altcineva în locul dumneavoastră să iei bani. Deci pentru aceasta sunt lucruri care se fac sau se legate de verificare. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.